matematică. Asta e tot asta? Ce-am vrea? Poate da. Clasa a 5-a, îi spunem așa. Un număr e. Un număr e natural să te înțelege. E învățit la 23, de restul 19. E împărțit la 16, de restul 12. E împărțit la 9, de restul 5. Să se afle cel mai mic număr natural cu calitatea asta. Trebuie să vă zic că în momentul ăsta cineva ne urmărește din București. M-a anunțat că are un copil sau un băiețel în clasa 5-a și că ar avea o problemă. Rugăm, dacă vrea, poate să ne sune după și termină problema, să vedem ce problema au ei, să ne facem și problema. Așadar, zicem. Deci, ne împărțim la 23, de restul 19. La 16, de restul 12. La 19, de restul 5. Cine este în mai întâi scriem... Ce scriem? Nu, egal. Teorema împărțirii. Asta e, mă. Asta e. Deci, da, vede? Nu e egal cu cine? N este egal cu 23 ori ce plus 19. Așa, 23 ori cât ce 1 plus 19. Tot e, este... Darius. 16 ori ce 2, 16 ori ce 2, plus 12. Și tot N este egal cu... Tot eu? Da, nu, Daria. 9 ori ce 3, plus 5. Ce 3 plus? 5. 5. Da. Al doilea, măcar nu trebuia să dați 2 restul. La al treilea. Nu, la doilea, la doilea. Nu, dar bine, n-am profesor. O, dar bine, că e din 4 în 4. Dar ăla e 9 sau 19? E 9. 9, aici 9. 9. 9. Atunci... O facem aici? Daria, ce facem? Eu? Da. Adun în 4. Peste tot în 4? Da. Cu ce gând? Ca să apoi putem să ca apoi putem să putem da 23 în 16 și 9. Perfect. 4 plus 4 plus 4 și primul de tine da, vede, ne plus 4 egal cu 23 pe lângă. 23 pe lângă. Ce 1? Ce, ce plus 1? Ce 1? Ce 1? Dacă tu 1 plus 1 este bine. Că pai 19 plus 4 fac 23, n-am spus să fac totul. Perfect. Apoi, n plus 4, e varianta cealaltă, egal Darius? Egal cu 16, pe lângă C2 plus 1. Corect. Și în sfârșit, n plus... N plus 4, egal cu... Eu? Da. N plus 4 este egal cu 9, bine, C3 plus 1. C3 plus 1. Și atunci, ce facem? Fiindcă s-a dorit cel mai mic număr natural, cel mai mic număr natural, ia să vedem că are cum, ca, cum gândiți voi că vom reuși. Davide? Vom găsi divizorul, cel mai mic divizor comun. Cel mai mic divizor comun. Deci, ce spune aici? Că n plus 4 este 23 oriceva. Adică n plus 4 este multiplu de 23. Adică vom afla divizorul 23, 17 și 69. Cu ce se află în divizor? Se află cel mai mic. Deci căutăm cel mai mic număr care se împarte exact și la 23 și la 16 și la 9. Deci vom afla cel mai mic multiplu comun al numerelor. 23, 16 și 9. Că 23 este... 23 este...
număr prim, deci vă spune 23, n-am ce să-ți fac ție. Da? 23 egal cu 23. 16 este egal cu 2, nu, 4, 4. 4 ori? 4. Adică? 6. 4 la 2. Dar și 4 la 2 are 2 la 2, deci vine cât? 2 la 2 ori de la 2. Da, 2 la 2 ori 2 la 2. Adică? Adică 2 la 4. Nu mă poate, atunci și mă ții așa de ce asta. Tu crezi că eu rezist? Deci e egal cu 2 la 4. Și în sfârșit 9 celălalt egal cu? 3 la 2. 3 la 2. Ei, cel mai mic multiplu comun a numelor acestora este Darius. Deci comunii îi luăm la... La cea mai mare putere. La cea mai mare putere. Și cei care... Și cei cu ceilalți comuni. Și toți ceilalți necomuni. Deci pentru multiplu, vedeți, atenție copii. Noi când căutăm cel mai mic multiplu comun, înseamnă cel mai mic număr care se lidește. Și se împarte exact la toate celelalte. El e mai mare decât toate celelalte. Da? Deci cel mai mic multiplu comun este 23. Că nu-l mai găsim. Dacă ar fi și un 2 la 4 și un 2 la 3, am luat pe care, dar 2 la 4. E sigur 2 la 4, nu? Mai nu se compare cu nimeni. Și în sfârșit, 3 la 2. De fapt, e produsul celor 3 numere. Deci e 23 ori 16 ori 9. Și cât este 23 ori 16 ori 9? O să puțim acolo. 3312. Da? Mi-ați mâna voastră, ați făcut calculul corect, 3312. Ăsta este el? Nu. Cine este? Ăsta e el plus 4. Deci, acum spunem că el plus 4 este cel mai mic multiplu comun al numerelor acestora, deci este 3312. Și atunci vă spune că el plus 4 egal cu 3312. Deci, ce minus 4, care va da n este egal cu 3312. 3308. Și iată cum am aflat, am aflat pe numărul natural el. Acum, aș vrea să mai fac încă o problemă. Să calculați voi suma S egală cu 1 ori 2 plus 2 ori 3 plus 3 ori 4 plus 5 ori 6 plus 6 ori 7 plus și mai departe, plus, hai să spunem, 1000, nu, 100, ori 101. Deci plus, puncte, puncte, 100, mulțim cu 101. Deci 1 ori 2, plus 2 ori 3, plus 3 ori 4. Plus 4 ori 5, ce am găsit, am să da, am așa. 4 ori 5 și plus 5 ori 6. Așa. I-am împăcat pe toți. Plus 6 ori 7, plus puncte, puncte. 100 ori 100 ori. Acolo la 1 ori 2 putem scrie doar 2? Da. Și la 2 ori 3 scrie 6. Și 3 ori 4, 2. Am semnat ceva. Observăm că primul este 2, al doilea este multiplu de 2 și al treilea tot multiplu de 2. Și de, ce, de ce tot timpul găsim un multiplu de 2? Deoarece 2 este în oricare. Trebuie să legăm cu toate. Avem mereu un număr par. Un număr par, vă zic un număr. Un număr par, mereu par. Deci, totdeauna, produsul a două numere consecutive, că există două numere consecutive. Da, un număr par. Unul e par și altul e impar. N-am văzut cum să fie dacă sunt consecutive. Să scoate pe doi impar. Putea să scoate pe doi factori. Dar să ne închipui că am făcut-o. Ne-a ajutat la ceva? Nu. Nu ne-a ajutat. Deci, clar, nu ne-a ajutat. Dar eu... Putea să mă țin cu trei totul. Toate astea să
să nu-ți cu 3, dar de ce nu cu 4? Cu 3, pentru că să avem un număr 2 ori 3 și apoi, o să, apoi acolo să avem 2 ori 3 ori 3 și 3 ori 4 ori 3 și să avem gen 3 fesitoare, adică... E foarte tare că ți-o gândiți să mulțească cu 3, dar eu nu știu de ce. Dar eu nu știu, mai nu pot să explic. Vreau să înțelegem și noi. Nu? Darius, vrem să înțelegem de ce cu 3, de ce nu mulțim cu 5, cu 7, de ce să obțin de la, de ce să oprim la 3? De ce nu 2? De ce nu 2? Corect. Răspundem întrebarea asta, că atunci noi suntem în... Pentru că nu 2. Pentru că nu 4. Pentru că nu 4. Pentru că nu 4, ci 3. Dar ce 3? Hai să vedem. Hai să urmărim pe ea cu 3 să vedem dacă ne poate dirija să simțim... Nu știu, domnul, nu știu cum să explic. Bun, mergem cu 3. Dar cu mâna ta. Da. Deci mulțim tot cu 3. Și ar fi 3 să... egal cu 3 pe lângă. Să înțelegi că toți termenii se mulțesc cu 3. Da. 3 pe... 3, să zic 3 pe lângă? Sau să mă înțelegi? Scrie. Da. Eu zic așa, să scrie 1 ori 2 ori. Da, mi-am atunci deja scris, l-a scos pe 3 în 4, asta ar fi fost, ca și cum a scris. Și acum am invers, distributivitatea. Deci 2 ori 3 plus 2 ori 3 ori 3. Lasă așa. Plus 3 ori 4 ori 3, 3 ori ăsta de aur, da? Ăsta care l-am mulțit, mulțit pe toți termeni. Plus 4 ori 5 ori 3. Ori 3. Plus puncte, puncte. Păi, bani, dar, Daria, da. Ca să te să fac ieșiți foarte tare, 3 cu care am mulțit pe toți termenii, pun încă cu roșu. Pentru a-l vedea. Deșteptul 3 ce-o fi făcut de acolo. Plus puncte, puncte, plus 100, ori 100, plus puncte, puncte, plus 100, plus 1, ori 100, 1, ori 3. Și ori 3, ori 3 cu roșu. Și totuși am înțeles. Așa, și acum dăm un factor comun pe 3, dar lăsăm un număr 2, 3. Cum? Dacă dăm pe factor comun pe 3, stricăm aici și ce? Stați. Stau, nu fug deloc de aici. Stau în fața camerei, cu emoție aștept. Aici stau. Și aștept cu emoție răspunsul și ideea. Hai să valorificăm noi. Ea a avut ideea asta frumoasă, mulții cu 3. Zice noi că zice ea că e frumoasă. Și eu zic, nici cu cum cu 2, nici cum cu 4. Să vedem de ce. Asta am înțeles. Ia să vedem. Păi, exact, eu cam același lucru. Pentru că două mâini pare și cu ori nu mare. E același lucru, dar da, trei două mări pare, orice ar fi. Păi ăsta, dar aici cum se scrie pe ăsta? Ca doi plus unu. Pe trei ăsta. Ca doi plus unu. Trei plus unu. Și e bun și doi plus unu. Sau trei plus zero. Trei plus zero, da? Sau? Sau... 1 plus 2, nu? 1 plus 1 plus 1. Stați puțin, domnule. 1 de 3 ori. Oare, hai să-l vedem ca o scădere. 4 minus 1. 4? 4 minus 1. 4 minus 1? Da, și acolo 5 minus 1. De ce? Că succesorul lui 3 de aici e 4 și predecesorul lui 2 e 1. Și la următoarele o să scriem... Deci, punem aici 4 minus 1 în loc de 3 ăsta. În loc de 3 ăsta cât să punem? 5 minus 2. În loc de ăla o să scriem 5 minus 2. 5 minus 2, te-ai prins foarte tare. 5 minus 2. În loc de 3 ăsta? Cine? Da, Darius. Păi ar fi 6 minus... 3. 6 minus 3, sigur că da. 6 minus 3. Și în loc de 3 ăsta de aici? Ia. Cât să scrim, David? 100 de aici, asta 3 minus 102. 99. 102. 102 minus 99. Și ce devine greșit? Iată ce, de 3 ori
egal cu 1 ori 2 ori 3 să lăsăm așa. Plus 2 ori 3 ori 4 minus 1. 2 ori 3 pe lângă 4 minus 1. Plus 3 ori 4 pe lângă 5 minus 2. 5 minus 1. Plus 4 ori 5 pe lângă 6 minus 3. Plus puncte puncte. Plus 100 ori 101. Pe 102 minus 99. Și echivalent, acum, 3 sări egal cu 1 ori 2 ori 3 lăsăm așa. Plus 6 ori. Păi nu sunt egal. Lasă 6, știu că faci. 2 ori 3 ori 4. Așa, 2 ori 3 ori 4. Minus 2 ori 3 ori 1. Minus 1 ori 2 ori 3. Acum 2 ori 3, că e același lucru, asta am stat așa. 1 ori 2 ori 3. Plus 3 ori 4 ori 5. Minus 2 ori 3 ori 4. Minus 2 ori 3 ori 4. Așa, da, e fiecare după 4 ori 5 ori 6. Plus 4 ori 5 ori 6. 4 ori 5 ori 6. Minus 3 ori 4 ori 5. Așa. Plus puncte puncte. Plus 100 ori 101 ori 102, minus 99 ori 100 ori 101. Și acum 1 ori 2 ori 3, 1 ori 2 ori 3 este tare. 2 ori 3 ori 4, 2 ori 3 ori 4 este tare. 3 ori 4 ori 5 cu 3 ori 4 ori 5 este tare. 4 ori 5 ori 6 cu ăla din față. Cu ce vor fi pe aici? Da, 100 ori 101 ori 102 este tare și ăla. Pentru ceva prin fața lui acolo, știi? Ia să vedem dacă ăsta se taie 100, 100, 102. Stați puțin. Și-a tăiat două linii. Ba nu, domnule. Stați două secunde, stați puțin. Stau. Înaintea lor, înaintea lor, ar fi 97 ori 98 ori 99. Eu zic că înaintea lor, cât ai spus tu că este? 97, 98, 99. Nu? Și după aceea mai este... Eu cred, Daria, că înainte este un echipaj. Hai să scrim echipajul dinainte. Nu, șatea. Nu, stai două secunde că e cu minus 3, deci e 97. Nu, pentru că e 2 acolo, nu acum. Nu, e 98 ori 99 în echipa. Dar ea, uite, 4 ori 5 ori 6, minus 3 ori 4 ori 5. Al 100, 101, 102, minus 99, 100, 101. Cine este echipajul din față? Cine îmi spune echipajul din față? 97 ori 90. 97 ori 98. Păi, hai să vedem. 98. Ăsta rămâne, o lăsați deoparte, da? Deci, ăsta este, uitați, 2 ori 3 ori 4. Da. Și care e echipajul? 98 ori 99 ori 100. 90. Deci cât este? 98 ori 99 ori 100. Păi, dacă este câte doi, în fața lui ăsta, în fața lui 4 ori 5 ori 6 minus 3 ori 4 ori 5, s-a aflat 3 ori 4 ori 5. Dacă s-au luat 3 ori 4 ori 5, unul mai puțin decât 4. Păi, domnul ăsta să țin, deci înainte. Înainte erau câte voi, spunem că nu am mulțit încă cu 3. Și ar fi fost 98 ori 99, nu? Aici ar fi fost... Ar fost 99 ori 100. Ori 100 ori 101. Păi da, și apoi am să adăugat, păi, am ajuns în 3, care... Da, da, vreau să scriu echipajul complet. Echipajul e 94, 95, 96, minus 98. Este și ăsta, dar eu vreau cu ăsta din față. Da, păi ăla din față. Cât este? 98, ori, nu, 97, ori 98, ori 99. Imediat lângă plusul ăsta se află echipajul ăsta? Da, minus. Păi hai să vedem așa, uite, te rog. Ăsta e echipajul. În locul ăsta de față, să-l privim? Da. În fața lui cine se află? Îi vezi 3 ori 4 ori 5 minus 2 ori 3 ori 4. În fața lui cine se află? 2 ori 3 ori 4 minus 2 ori 4. Păi 2 ori, mă, tu mai puțin.
Așa. Minus cât? Minus 100, nu. Minus, stai să vă minus 98. 98. Am minus 98, 99, 100. Vede, asta copiii vreau să vă atrag atenția. Deci am insistat foarte tare și vreau să scriu pe termeni toți. Deci atenție multe. Aici l-am scris pe 3 ăsta de aur. Ca fiind 4 minus 1. Da. 4 minus 1. Când am desfăcut, au văzut 2 ori 3 ori 4, minus 1 ori 2 ori 3. Bun. După aceea, pe 3, o să ca 5 minus 2 și au văzut 3 ori 4 ori 5, minus 2 ori 3, 2 ori 3 ori 4. Bun. Hai să privim la asta cu foarte multă atenție. Deci, este 3 ori 4 ori 5, minus 2 ori 3 ori 4, și în fața sa, este echipajul cu mai puțin, cu o pasă în urmă. Cu o pasă în urmă, adică 3 înseamnă 2, 2 ori 3 ori 4, minus 1 ori 2 ori 3. Deci ar veni 99 ori 100. Deci ar veni cât? 99. 99, așa, da. Pare 100. Deci ar veni... 99 ori 101. Deci 99 ori 100. Ori 101. Minus 98, 99, 100. Sigur că la 98, adică... Pentru că scade cu 1. Exact. 98 minus 98 ori 99 ori 101. Ori 101. Ori 100. Și acum... Și în fața ăstuia. E o 98 ori 99 ori 100. E 98. Ori 99 ori 100. 99 ori 100. Minus 97, 98 ori 99. 98, până 99. Și se taie ăla, da? Până la... Și acum se vede... Care se taie și... 99 minus 100 cu 101 este undeva cu plus? Da. Cu minus și cu ăsta, ăsta și cu ăsta se taie. Este unde 100 ori 101 ori 102. Ăsta de aici se taie. 98. Nu, ăsta e 98 cu ăsta. La fel se va tăia și 97. Ăsta rămâne trist. Rămâne 101. Deci cel mai mare, ăsta de aici, stă aici. De 3 este egal. 3 este egal cu 100, 101, 102. Nu, e egal cu 1, 2, 3. Că 1, 2, 3 nu s-o tăia cu nimeni. Ba da. Ba da. Ba da. Uitați, domnule, acolo. Ba da. Ai greșit, aveți dreptate. Deci 1, 2, 3. S-au dus toți și rămâne da. Așa. Deci 3 este egal cu 100 ori 101 ori 102. Și părțim totul printr-un 3. Și părțim totul printr-un 3. Și e, să se egal cu 100. Da, 101 se împarte. Nu se împarte. Nu, 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 101 ori 101 ori 101. Da, trebuie spune că trebuie să împarte fiecare printr-un. Nu, nu trebuie să împarte fiecare, că e o mulțire, nu e adunare. Așa. Mulțirea de 1 de lei. 1 de lei trebuie să bată la 3. Care e 102. Da, vede, asta e mare greșeală. Deci 1 de lei trebuie să bată. Dacă ar fi adunare, adunare atunci la aceea. Poate să dă un număr întreg. Da, deci unul din factorii produsul trebuie să bată la 3. Nu toți sunt bată la 3. Când ar trebui toți să bată la 3? Când e adunare sau scădere? Da. A fost din plus. A, nu, a fost domnul plus ca să ia de jumătate. Am insistat, e mulțime. Da. Și acum există egal cu 100 ori 101 ori 34. 102, 134, da? Deci ies, va fi egal cu 100 ori 101 ori 34. 34. Mai facem rezultatul, domnule? Nu, mai interesează, importantă este ideea. Hai să ne mărțăm din chestia Domnule, ca să cade, ca să poate face, să facă echipajele înainte. Aaa, nu înțeles. De ce emoții după 3? Pentru că am văzut acolo că e 1 ori 2
Și m-am gândit că dacă, am spus, dacă mă înțeles cu 3, că pot acolo, adică se fac, cum ar fi în continuă, adică 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da. Nu, tot nu am înțeles. Hai să spui. Da, da. Da, explică mie. Da, voi explică. Deci, cătarea are nevoie să scrie, are nevoie de 3, deoarece în primul echipaj era 1, 2, 3 și știind că 3 se poate scrie ca 4 minus 1, iar știind că aceste două numere se vor înmulți și vor crea 1, 2, 3, văzând acest lucru, așa de ce să mulțească cu 3? Și după ce a făcut acest procedeu, a reușit să aducă la o soluție precisă. Fiind la doi termeni ai sumei, doi termeni, câte doi înmulțiți, atunci am mulțit cu un număr mai mare, cu unitate față de cât sunt de aici. Deci sunt produse câte doi. Și am mulțește cu trei, pentru că treiul ăsta de aur face un serviciu fantastic. Treiul ăsta care urmează după 7, el, deșteptul de 3, se scrie ca fiind predecesorul 6, 5, nu, bine, succesorului 7, care este 8, minus predecesorul 6, care e 5. Deci pe treiul ăla de aur, treiul de aur este, el are, e atât de tare, atât de important, că se scrie ca fiind succesorul lui 4, lui 4 este 5, minus predecesorul lui 3, care este 2. Și când aplică distributivitatea, 3 ori 4 ori 5, minus 3 ori 4 ori 2, și pe 2 ori prin față, 2 ori 3 ori 4, și se formează produse de câte 3, 1 cu plus, 1 cu plus, 1 cu plus, 1 cu plus. Și aici e jocul spectaculos. Acum să le duc doi câte doi. Deci, ăsta e motivul. Dar, da, urmărește, motivul deștept este ăsta, că treiul de aur lipit de cei doi termeni, fie de 2 ori 3, fie de 3 ori 4, fie de 6 ori 7, treiul ăsta face un serviciu fantastic. Treiul va fi scris aici ca 8 minus 5. 3-ul lipit de 100, 101, iar 3-ul poate fi scris ca fiind 102 minus 99. 102 minus 99, 102 minus 99, când înmulțim, adică pe cine înmulțim 101, 101 pe lângă ăsta, aplicând distributivitatea, se întâmplă minunea asta. E spectaculos. Asta e motivul de aia. Este nemaipomenit. Acum dacă vă dau sub următoare. Domnul, stați puțin ca o întrebare. Te rog. Dumneavoastră trebuie să începeți amplitatorul de la 1 ori 2, trebuie să începeți de la 5 ori 6 sau 9 ori 10. N-are importanță. N-are importanță. Așa cum deci, n-are importanță de unde începeți. 1 ori 2. Poți să fii început la 4 ori 5 sau 6 ori 7. Da. Tot cu 3 se mulțește. Asta e tare. Pentru că de acolo începând, trebuie să faci treaba. El va fi scris ca fiind diferența dintre succesorul lui 5 și predecesorul lui 4. Da? Și face jocul. Uitați dacă vă dă eu să calculați, să vă dă eu să face suma următoare. Vreau să vedem aici. Când ai de serviciu. Da? Da. Dana, ce ți-a trebuit să te așezi la margine? Asta e. Cine stă la margine? Da, o puțin. Este dat că vă veți vedea cu nepoții de mână. Și spune, am fost la tot online. Aici am lucrat. Mămicile, să vedeți câte mari lucruri. Așa să vor rămâne, sperăm, pentru veșnicii, să zic așa. Dacă Dumnezeu rândește ca treaba asta să fie luată în serios ce facem noi acum. Ei, zice, vreau să calculați suma S, egal la
6 ori 7 ori 8 plus 7 ori 8 ori 9 plus 8 ori 9 ori 10 plus 95 ori 96 ori 97. Vreau? Facem singuri sau facem împreună? Gândim deocamdată, că nici eu nu știu așa foarte tare, am să am nevoie de ajutorul vostru. Cine încearcă? Cu 9. Tu zici cu 9, tu? Eu am observat că nu mai trebuie să mă țin. Se vede deodată și merge? Nu știu, pentru că la ce nouă putem scrie ca... Care nouă? Nouă, dar de la unul acolo nu mai este nouă. Șapte și să scriem asta, să zic că trebuie să mă țin. Asta în ce gândești, de ce scrie cu ce număr tu îți gândești, așa. Dacă vrei. Așa. Deci să analizăm. Dacă am priceput bine exercițiul de data trecută, facem acum. Deci doar i-a zis, dar să zic cu numărul. Nouă. Dar vedem. Să-ți povedesc. Mai analizează un pic, să-l așteptăm și pe el. Daria? Cu 3. Cu 3. Tu rămâi la 3, că îți place ție 3. Davide. Uite, Cristina avea cu 4. Dar eu nu vă las să faceți cu 4 și vă spun acum și alege. Bine, dar are și Cristina o părere. Vrea 4 și o să o întrebăm de ce. Davide, te rog să te pronunțe. Mama ta a îndrăznit. Este spectaculos. Începe și-o cu 4. Da, a zis și-o cu 4. Da. Succesorului 9 este 10. Așa. Și? Predecesorului 7 este 6 și 10 minus 6 de 4. Foarte tare. Zic și eu. Foarte tare. Mergi pe 4. Și acolo la 6 ori 8 ori 9 ar veni 9 minus 4. Tot. 9 minus? Eu nu gândesc la ce timp. 9 minus 5. 9 minus 5. Eu sunt 4. Eu zic cu 4. Deci și tu cu 4. Ha, dar ce-am putut? Dacă zici mă? Ce mai bătut? Că ți-a zis Cristina. Și nu mai bătut cu nimic. Dar mai trei. Dar a observat. De ce? Dar merită să spunem lucrurilor pe nume. Deci după ce s-a mers pe 4, el observă și eu merg pe 4 și argumentează de ce. Este lucru important. Deci argumentează nu că a mers așa ca să fie și el în rând cu mama lui Davide. Davide, deci ăsta e motivul. Mama a fost foarte... Davide, mama a fost foarte atentă la lecție. Vedeți? Asta e fantastic. Deci lecția mamă și fiu, părinți și copii, iată este... Se creează o emulație atât de importantă, încât mă fascinează. Deci e spectaculos. Se sizează din data trecută. Eu am insistat că în clipa în care sunt două intermene, mulțim cu unul mai mult. Trei de aur. Acum am dat trei intermene, s-a așteptat să fie 4. Și când facem 6? Sigur că... Dar eu m-am gândit la succesor, am uitat de pe succesor. Acum ați înțeles. Eu eram la mea succesor, nu am mai văzut. Deci, mulțumesc. Asta a fost motivul. Voi nu credeți că eu am sesizat că nu aveați clare lucrurile de data trecută? Am sesizat. Și atunci profesorul din mine a făcut încă un pas. A propus acest exercițiu să văd dacă țineți pe exercițiu și dacă ți-a înțeles bine. Da? Deci, cu 4 mulțim. Într-adevăr, 4 este numărul cu care mulțim aici. Deci mulțim cu 4. Și o să avem 4 ies, este egal cu
6 ori 7 ori 8. Și iată Daria, 6 ori 7 ori 8. Dar ne-a spus și la întrebarea ta, că plec de oriunde vreau eu. Da? Nu de la 1, 2, 3, ci de la 6 ori 7 ori 8. Înmulțim cu 4. Plus 7 ori 8 ori 9. Înmulțim cu 4. Plus 8 ori 9. Așa, cum, ca să facem 8 ori 9, da, ca să nu se creeze confuzia, da, 8 ori 9, mulțumesc frumos pentru 8 ori 9, 10, înmulțit cu 4, plus, și așa mai departe, plus puncte, plus 95, ori 96, ori 97, ori 4 acestea. Și acum, 4 de aici îl scriem cum, Davide? Scriu ca... ceva ce cu 6, ca să văd pe 6. 6 minus 2. Nu, 6 minus 2, nu se face asta. A, pe primul. Deci pe 4 ăsta de aici. Bine, hai să ne mutăm aici, pe 4 ăsta, cum ai scrie? 6 minus de casă, 9 și pe 6? Nu, pe ăsta, cum ai scrie? Ne întoarcem înapoi. Darius, pe 4 ăsta. Ar fi 9 minus 5. Succesorului 8 este 9, iar succesorului 6 este 5. Deci scriem cu asta aici ca fiind 9 minus 8. 9 minus 5. 5. 9 minus 5. Pe asta, Davide, te rog acum. 10 minus 6. 10 minus 6. Pe asta, cum mă scrie Daria? 11 minus 7. 11 minus 7. Și așa mai departe. 95 ori 96 ori 97 ori Davide? 98 ori 94. 98 da, pe lângă, trebuie să paranteză. Aici nu trebuia să spun masegeata ca să fiu în ton cu cea cu sus. Peste tot așa. Deci 98 minus 94. 4. Și acum, 4 este... 94 de 5. 98 minus 94, 95, 96, 97. 98 minus 4. A, da. 98 minus 94, e bine, nu? Da, cred că a văzut acolo 9 din greșeală. Da. Și acum, zice, 4 este egal cu Davide, te rog să mă conduci. 6 ori 7 ori 8 ori 9. 6 ori 7 ori 4 ăsta, dar ăsta e, aplicăm distributivitatea și ori 9. Minus 7 ori 8. Același 6. 6 ori 7 ori 5. Ori 5. Dar punem pe 5 în față. A, 5 ori 5 ori 6 ori 7 ori 8. Minus 5 ori 6 ori 7 ori 8. Plus. Mai departe. Tot da. 7 ori 8 ori 10. 7 ori 8 ori 9 ori 10. Minus? Minus 6 ori 7 ori 8. 6 ori 7 ori 8 ori 9. Plus? Tot eu? Da. 11 ori 8. 11 la sfârșit se pune 10. 8 ori 9 ori 10. 8 ori 9 ori 10 ori 11. Minus 7 ori 8 ori 9 ori 10. 7 ori 8 ori 9 8 ori 9 10. Plus puncte, puncte și mai departe. Să scriu ultimul echipaj, Darius. Ultimul echipaj va fi 95 ori 96 ori 97. Deci 95 ori 96 ori 97 ori 98 ori 98 minus
94. Da. 95, 96, 97. 97. Te rog, vreau echipajul din față, Darius. Davide. Davide, vreau echipajul din față. 94, ori 95, ori 96. Deci 94, ori 95, ori 96, ori 96, minus? Da, da, și ori 95. Așa e bine, nu? Da. Deci 94 și 6, da. Minus? Minus 93. Așa, 93. Ori 94. Ori 95, ori 96. Corect. Dar vreau echipajul din față. Echipajul din față va fi 90. Echipajul ăsta este adicționez și atunci am văzut pe ăsta. 94, 95, 96, 97, minus 93, 94, 95, 96. Acum, echipajul din față. 93? Da. 93. Păi atenție, aici a fost 95, 94, se așteaptă 93. Ori 94, ori 95, ori 96, minus? Minus 92. Așa, că trebuie să-i pun numai puțin, da? 92, 93, 94, 95. Și mai scriu că un echipaj David de aici. 92, 93, 95. Minus 91, minus 92, 93. 92, 93. 93, 94. Da. Am înțeles acum cum lucrează. Și hai să urmărim. Vom scrie rămâne 6, 7, 8, 9, se scade cu 6, 7, 8, 9. 6, 7, 8, 9. 7, 7, 8, 9, da. 7, 8, 9, 10 se scade cu 7, 8, 9, 10. 7, 8, 9, 10 cu 7, 8, 9, 10, da. 8, 9, 10, 11, următorul. 8, 9, 10, 11, cu cine ar fi pe aici? Este? Am alege la final. Și 9, 4, 94, 95, 96, 97 cu 94, 95, 96, 97. Deci, vedem pe 94, ăsta de aici, cu ăla de acolo. Cu ăsta de aici, da? Da. Perfect. Și rămâne... Și ăștia n-ați să urduci pe aici, 2 câte 2, că vedem cu 92. 92. Ochi din 92 și cu 92. 93 cu 93. Deci se duce 93 cu 93. 93 și... Așa rămâne. Ăsta, și ăsta rămâne. Și mai, și ăla mai rămâne. Ăsta rămâne. Mă rămâne la 5, 6, 7, 7, 7, 7. Asta-i! Rămâne asta, minus 5, 6, 7. Este fantastic! Extraordinar! Deci ne rămâne asta de aici și cu asta